Un număr de 14 oameni, începând de la directorul minei Petrila și până la maestrii și inginerii care conduceau formația de lucru, vor fi trași la răspundere. Dosarul accidentului în care doi mineri au fost opăriți în luna iunie la Petrila a fost trimis la organele de urmărire penală. El a parcurs întâi mai multe etape de cercetare și acum a fost finalizat. Am înaintat dosarul după ce a fost avizat de către conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara, Inspecției Muncii în vederea avizării. La ora actuală dosarul s-a reîntors, a avizat de către Inspecția Muncii și a fost, conform procedurii, înaintat dosarul de cercetare organului de urmărire penală, respectiv parchetului de pe lângă judecătoria Petroșani. Organul de urmărire penală este poliția, sub supravegherea parchetului. Vreau să spun că orice eveniment, orice accident de muncă, indiferent de gravitate, cercetarea se face în paralel, cercetarea din punct de vedere contravențional, din punct de vedere al legii securității sănătății muncă, se face de către ITM sau Inspecția Muncii, iar din punct de vedere al cercetării penale, organul de cercetare penală este poliția, sub supravegherea parchetului. Cele două dosare ale poliției și ale inspectoratului sau a Inspecției Muncii se reunesc undeva la parchet pentru a se vedea dacă se impune continuarea cercetării și sub aspect infracțional. Inspectorii de muncă au stabilit și cauzele producerii accidentului și acum vorbim de încălcarea unor decizii ale ISMEX ori CNH. Trei astfel de interdicții au fost încălcate, iar vinovăția este a celor care au dictat lucruri în câmpul minier respectiv. Cauza a fost detensionarea vaporilor de apă supraîncălziți, însoțiți de gaze fierbinți și material mărunt pe forajul existent și prin fisurile din masivul de cărbune, fisuri produse atât de manifestarea presiunii miniere în zona de străpungere dintre lucrarea minieră menționată și galeria transversală 434 vest, atacarea a doua sub orizontul -150, de apa introdusă sub presiune pe gaura de sondă în zona în care aceasta nu a fost tubată, cât și de lucrările de împușcare efectuate în timpul avansării lucrării miniere. Vinovații pentru tragedia din 18 iunie sunt 14 oameni. Ei au fost sancționați de ITM și amenzile depășesc 80.000 de lei. Noi am stabilit 11 abateri contravenționale. Ca atare se vor aplica 11 sancțiuni contravenționale în valoare de 81.000 de lei. Pentru abaterile de la legislația în domeniul securității sănătății muncă au fost stabilite 14 persoane cu responsabilități. Dosarul va fi înaintat la parchet, iar cercetarea sub aspect infracțional va fi continuată de către parchet și organul de cercetare penală care este poliția. Doi angajați ai exploatării miniere Petrila au fost opăriți în 18 iunie cu aburi sub presiune în timpul unei operațiuni pe care o executau la o galerie din subteran pentru a străpunge o zonă aflată în spatele unui dig de izolare. În accident au suferit arsuri un inginer care îndeplinea funcția de adjunct al șefului de sector 1 la mina Petrila și un miner șef de brigadă. Cei doi aveau arsuri prin opărire de gradele 3 și 4 date de apa supraîncălzită și au fost transportați cu un elicopter smurt la un spital din București. Incidentul a avut loc după ce victimele au dat două găuri într-un dig de izolare, iar până la urmă unul dintre angajați și-a pierdut viața. Minerul șef de brigadă, Dănuț Codreanu, în vârstă de 43 de ani, prezenta arsuri de gradele 3 și 4 peste 60% din suprafața corpului. Persoanele cu handicap grav și accentuat din Petroșani s-au aliniat astăzi la coadă pentru a intra în posesia alimentelor europene care le-au fost repartizate. În Cârje s-au ajutați de rude și vecini cu plase, geamantane sau taxiul, aceștia s-au întors acasă cu câte 14 kg de făină, 7 kg de orez, 2 pungi de paste făinoase, 2 cutii de roșii în bulion și tot 2 cutii de mazăre. Toate foarte bine ați venit. Știți că mai urmează să vină și ulei și alte alimente. Da, da, știu. O părere foarte bună, foarte bună. Ne dă și nouă un ajutor din, mă rog, domnul primar sau din partea Uniunii Europene. Din partea Uniunii Europene vine. Da. De ce aveați cel mai mare nevoie? De făină, de paste făinoase? Cel mai mare nevoie că avem de toate, știți? Și de paste făinoasă, și de ulei, zahăr, alimentele de bază, cum s-ar zice. E foarte bun. Pentru oamenii săraci e bun. Ce să facem? Suntem mulțumiți să primim și noi asta.
Știți că astăzi se dau o parte de alimente, pe urmă urmează să vină și alte alimente. Acum, când ne dă atâta, ne dă. Cât ești? Dacă ar fi mai mult, ne-ar da mai mult. Despre aceste alimente știți că nu este voie să fie comercializate. Păi da, bunînțeles, păi de ce? No, noi nu mâncăm, mânci alții. Ia-i să dă ca să mâncăm, ia-i ne ajută statul. Mâine urmează a intra în posesia ajutorului alimentar european beneficiarii venitului minim garantat. În ceea ce îi privește pe șomeri și pensionari, aceștia sunt programați pentru săptămâna viitoare. Zeci de oameni care locuiesc într-un cartier de case din centrul municipiului Petroșani se plâng că nu au asfalt. Ei trec zilnic pe strada ruptă de viturile produse în dealul institutului și spun că, deși plătesc impozite de zonă rezidențială, își rup mașinile în gropi ori sunt inundați de apele ce vin de pe versanți. Niciodată strada nu a avut asfalt și asta recunosc acum toți cei care locuiesc acolo. Nu a fost asfalt niciodată, a fost numai pavată cu piatră. Și asta, eu sunt din 60 aici în Valea Jiului și n-am văzut niciodată să fie refăcută sau refăcută, reparată sau ceva. Și asta în condițiile în care e zona zero? Da, e zona zero aici. Nu știam. Am cerut la primărie colectivul de oameni locatari de aici să se asfalteze, dar văd că deocamdată nu, probabil așteptăm o nouă alegere, probabil acum în decembrie și văd ce o să asfalteze când îngheață tot. Totuși, noastră plătiți aici impozite de zona, de prima zonă? Prima zonă, se plătește impozit și la casă și la tot. Dar ce să facem? Asta e situația. Sperăm. Speranța moare ultima. Când a avut asfalt, undeva în anii 80, 1980, pe jumătatea de ax, să zic așa, până la stâlpul care îl vedeți în față. Și mai mult nu. Și aici plătiți totuși impozite de prima zonă. Toată lumea plătește impozite, da. Asta este. Primarul din Petroșani recunoaște că situația este așa cum o redau oamenii, dar susține că aceste străzi sunt printre ultimele din Petroșani care nu au ajuns să fie asfaltate. În plus, le promite oamenilor un drum mai bun din primăvară. Practic, în programul de asfaltare pe care l-am făcut și l-am aprobat în Consiliul Local, intră și aceste străzi din zona centrală, care nu au această utilitate și anume asfaltul. Unele dintre ele sunt într-o situație în care trebuie făcută la început canalizarea și după aceea să intrăm cu asfaltarea, dar mai sunt străzi care au deja canalizare și încă n-am ajuns să facem aceste lucrări, însă cu siguranță anul viitor, în primăvară, vom începe. Zona se află în apropierea campusului universitar de la Petroșani, zonă considerată în centrul orașului. Deși până la ziua morților mai sunt două săptămâni, administratorii cimitirului central din Petroșani au demarat lucrările de curățenie generală. Pentru început, au intrat în acțiune cosașii și măturătorii. Pe de altă parte, la solicitarea unora dintre proprietarii mormintelor, urmează a fi tăiați și 10 arbori uscați care afecteau locurile de veci. Ne-am apucat de lucru, am început să cosim iarba și mărăcinile între morminte, le transportăm jos la poarta principală, de unde urmează să ridicăm gunoiul. Am început să tăiem unii pomi în cimitir. Cerințele sunt din partea populației, cu avizul mediului, și încercăm că până la 1 noiembrie să avem un cimitir frumos. În ceea ce privește arborii care au fost sau urmează a fi tăiați, administratorii cimitirului cu greu au găsit pe cineva care să se ocupe de această activitate. Tăierea pomilor stufoși și înalți de câțiva zeci de metri, considerată drept una extrem de periculoasă, a fost refuzată chiar și de către salvamontiști. Materialul lemnos, rezultat din tăierea copacilor, urmează a fi repartizat celor care au depus cereri în acest sens la primărie. Încet, încet, parcurile mărginașe din municipiul Petroșani s-au integrat în peisajul local. Mai exact, ceea ce a mai rămas din ele după trecerea vadalilor a fost năpădit de ierburi și buruieni. De furia locuitorilor din respectivele zone sau de căutătorii de metale ce pot fi valorificate la centrele de primire ale fierului vechi, au scăpat deocamdată doar obiectele confecționate din materiale plastice. Asta până când le va fi găsit o întrebuințare și acestora, respectiv celor câteva topogane. În rest, hintele au fost tăiate de la rădăcină cu flexul, partea metalică a băncilor a plecat spre fier vechi, iar cu ajutorul celei lemnoase au fost încinse ad hoc câteva focuri de tabără sau grătare, iar pomii platați, printre care se aflau și câteva mangolii, au fost păscuți de cai.
Parcurile cele mai afectate de asaltul celor care se consideră cetățeni europeni sunt cele din cartierele Colonie și Aeroport, două dintre zonele cele mai sărace ale municipiului. În Colonie, dintre cele trei parcuri amenajate aici, unul a fost complet ras, iar celelalte două se mai bazează pe niște ruine ale topoganelor sau hintelor. În paranteză fie spus, amenajarea acestora a costat ceva bani, fondurile fiind alocate în marea lor majoritate de către Uniunea Europeană. Să fie galben, ba verde, ori roșu sau mai bine alb. Acestea par acum dilemele celor din Vulcan care au aflat că primarul Gheorghe Ile așteaptă opinii ca să se decidă cum să zugrăvească proaspăt renovatul cinematograf. Edilul a lansat o întrebare pe un site de socializare și lumea își dă acum cu părerea. Alb, zic eu, să fie, nici într-un caz portocaliu. Sub nicio formă portocaliu. Nu, nu. Aia liberalilor, galbenă. De ce galben? Pentru că eu sunt liberal bătrân. O culoare așa portocalie. Da. Un vernil. De unde ați ales culoarea asta? De la mine, din apartament. Un alb, nu? Un alb ar fi, cred că, frumos. Sau un albastru, culoarea primăriei. Pe pagina de Facebook al primarului Gheorghe Ile de la Vulcani scrie că lucrările de refacere a cinematografului din localitatea noastră sunt în plină desfășurare. Sper să le încheiem cât de curând. Am o singură problemă legată de acest proiect. Nu mă pot hotărî ce culoare să folosim pentru zugrăveala exterioară. Am sinceră nevoie de sugestiile voastre.